Iată-ne din nou pe calea undelor prin Harul Domnului Hristos. A fost o perioadă de timp în care circumstanțele și-au spus cuvântul, dar în această seară, încă o dată, mă bucur să vă salut cordial cu pacea Domnului Hristos și binecuvântările lui Dumnezeu să vă însoțească pe dumneavoastră, familiile dumneavoastră și pe cei dragi. Subiectul din această seară este intitulat Totul este curat pentru cei curați, dar pentru cei necurați și necredincioși, Nimic nu este curat, până și mintea și cugetul lor le sunt spurcate. Acest verset, practic, ne dă permisiunea de a aborda subiectul din două perspective. 1. Perspectiva caracterului uman totul este curat pentru cei care sunt curați, ce înseamnă curăția de inimă. Și a doua perspectivă este perspectiva percepției individului față de realitatea care îl înconjoară, realitatea circumstanțială, care de cele mai multe ori este rezultatul propriului său caracter. Deci percepem oamenii prin prisma propriului nostru caracter. Dacă noi suntem oameni cinstiți, vom face parte din clasa celor sinceri, care va fi abuzată de excroci, nu? Dacă suntem oameni unși cu toate alifile, atunci percepem lumea prin prisma propriului nostru caracter. Hoțului de hoț e frică, nu? Deci, dacă eu sunt un om necinstit care mint, nu voi avea încredere în nimeni. Dacă sunt un hoț, întotdeauna voi avea un comportament care trădează fobia individului care se teme că îi să fură Portofelul din buzunar. De ce? Pentru că eu însumi fac treaba asta. Așa că aceasta este o realitate circumstanțială, practic, percepem oamenii, percepem lumea prin prisma propriului nostru. Caracter, totul este curat pentru cei curați, dar pentru cei necurați și necredincioși nimic nu este curat până și mintea și cugetul le sunt spurcate. Sigur că atunci când vorbim despre acest uh, ideal frumos, totul este curat pentru cei curați. Uh, curați unde? Curați la minte, curați la inimă, curați la suflet, oameni sinceri, onești și transparenți. Aceasta presupune o schimbare a minții pe care o găsim în Filipen 2.5 cu Întotdeauna Scriptura ne spune să aveți în voi mintea care era în Iisus Hristos. În traducerea românească ni se spune să aveți în voi gândul care era în Domnul Iisus Hristos. În realitate, dragii mei prieteni, să aveți în voi mintea lui Hristos este cel mai frumos lucru care ni se poate întâmpla în urma unei părtă și unei relații cu Domnul Hristos în rugăciune și în studiu cuvântului său. De aceea, Deconectarea de Hristos ne deposedează de privilegiul de a avea mintea lui Hristos în noi. Dumnezeu ne-a dat un creier, dar noi nu suntem creierul. Creierul este la dispoziția noastră, ni s-a dat să-l formatăm cu obiceiuri bune, cu obiceiuri deosebite, pentru a trăi o viață fericită și pentru a extinde, dacă vreți, această viață a noastră, de aici, de pe pământ, să o extindem până în viața veșnică. Dar cu Condiționalul pentru aceasta este să avem în noi mintea Domnului Isus Hristos. Mi-aduc aminte de ceea ce domnul Sergiu Nicolescu comenta, marele actor și regizor de film din România, comenta într-un dialog pe care îl avea cu domnul Gardescu, dacă nu mă înșel, în circunstanțele oameni buni, oameni răi, oameni mai puțin buni, oameni mai puțin sinceri, oameni deștepți, oameni inteligenți. El spunea, domnul Sergiu Nicolaescu, ca o observație, zic eu, destul de pertinentă, deși mi s-a părut cinic și la limitele vulgarului, maniera în care a abordat el perspectiva societății umane, dar el spunea așa, ai observat cât de copleșitor este numărul proștilor în lume? Nu râde, nu-i disprețui, proștii sunt necesari oamenilor inteligenți și tot așa cum oamenii cinstiți sunt necesari excrocilor, proștii calmează și odihnesc inteligențele obosite. Grav este când sunt prea mulți și prea proști. Să mă întorc la versiunea mai civilizată a declarației lui Sergiu Nicolaescu din 1 Tit, capitolul, versetul 15, în care ni se spune totul este curat pentru cei curați, dar pentru cei necurați și necredincioși nimic nu este curat până și mintea și cucetul le sunt spurcate. Deci, dragi mei prieteni, în principiu, uh, suntem într-o zonă în care noi percepem oamenii prin prisma propriului nostru caracter. Acum, adeseori, în lumea noastră, în societatea în care trăim, sinceritatea este adeseori asociată, atașată, percepută ca fiind naivitate sau prostie. Și ăsta este prost de bun ce e. Nu. Cred că domnul regizor de film nu, nu se referea la proștii care au sinceritatea, e vorba de oamenii cinstiți. Deci așa asocia termenii, omul cinstit este omul sincer, omul care are caracter, omul care nu este ignorant, iar adevărat că sunt și zone sau sfere ale societății noastre în care simți că trăiești în mediu ignorant, în mediu în care oamenii sunt total deconectați de realitate sau au, datorită unei influențe dacă vreți educație, dacă vreți propagandă, dacă vreți influențe culturale, influențe zonale, un om care este în pace cu Dumnezeu și cu semenii lui nu poate ajunge mizerabil. Starea de mizerie despre care vorbește Pana, inspirat aici în Testimonius Volumul 5, este starea aceea a omului care ajunge fie să fie o inteligență obosită care speculează prostia umană, deci șmecherul deștept, ori vorba de mizeria celui care este sincer și pică victima unui excroc care știe într-adevăr să abuzeze de caracterul curat, onest și sincer al oamenilor. Pentru că așa cum noi considerăm sinceritatea o calitate, credem că această sinceritate, această calitate o găsim între cei din jurul nostru. Printre oameni. Și de aceea, uneori, sinceritatea noastră ne face să plătim un preț foarte scump atunci când această sinceritate ne împinge la a crede pe cuvânt oamenii, a crede pe cuvânt circunstanțele, societatea și așa mai departe. În contextul acesta, ne trebuie integritate de caracter și acel instinct emoțional ca în ciuda sincerității pe care o avem, totuși să existe acea strategie a minții care ne ajută să filtrăm, dragii mei prieteni, dacă vreți, să filtrăm informația, să filtrăm oamenii și să-i simțim, să-i percepem emoțional și intelectual dacă sunt oameni onești sau nu. Deși în genere avem această tendință de a crede pe cuvânt așa cum uh, noi suntem, sunt și oamenii din jur, această tendință este reală și ne poate aduce adeseori necazul. Totuși, Domnul Hristos ne spune că un om care este în pace cu Dumnezeu și cu semenii săi nu poate fi făcut mizerabil. Dragii mei prieteni, slavă lui Dumnezeu în cerurile preanalte înseamnă pace între om și Dumnezeu. Și pace pe pământ între oameni plăcuți lui înseamnă că trăim în colaborare și în cel mai bun respect cu cei din jurul nostru. Avem de a face cu porunca lui Dumnezeu pe verticală și porunca lui Dumnezeu pe orizontală. Aici este secretul răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu cele patru pe verticală și cele șase pe orizontală. Un om care păzește legea lui Dumnezeu, care respectă, care are în mintea lui, în inima lui, principiile de viață ale legii lui Dumnezeu, avem datoria să venim în, în fața Domnului să ne cercetăm. Eu mă cercetesc pe mine și sigur Duhul lui Dumnezeu îmi spune ce e de curățit în caracterul și mintea mea în fiecare zi. Mai este asta, vezi că trebuie să renunți și la asta, Expresia pe care ai folosit-o n-a fost corespunzătoare, gândul pe care l-ai avut ar trebui să te debarasezi de el, că devine insistent și nu vrei să se permanentizeze mintea ta. Deci există întotdeauna acest laborator al curățirii, acest laborator în care noi ne dezinfectăm de toate noxele societății, de toate noxele păcatului, în rugăciune venim înaintea Domnului Hristos, de fapt intrăm în laborator și Domnul Iisus Hristos, prin influența mângâietorului Duhul Său Sfânt, ne spune și ne vorbește de ce trebuie, la ce trebuie să renunțăm. Pentru că abandonarea de păcat, dragii mei prieteni, nu se face în mod inconștient, ci se face cu permisiunea individului. Domnul Hristos nu dorește să renunțăm la anumite obiceiuri, în gândire, practică sau simțiri, fără consimțământul nostru. Domnul Hristos ne invită ca să. Participăm cu el la reformarea caracterului nostru. Domnul Hristos ne cere cooperarea, el nu dă buzna, nu împinge ușa împotriva voinței noastre, el ne invită, ne prezintă factura, cât costă obiceiul ăsta rău, cât costă toxicitatea gândirii mele și la un moment dat cu gentilețea binecunoscută Domnul Hristos te întreabă ce zici? Se merită să mai practici chestia asta. Se merită să mai insiști cu acest păcat care te-a făcut de atâtea ori mizerabil. Tu însuți ți-ai promis de atâtea ori că vrei să abandonezi această luptă împotriva acestui mizerii și n-ai făcut-o. Îți dau un sfat. Nu te mai lupta cu păcatul. Renunță la el. De fiecare dată când ne luptăm cu uriașii, și păcatul întotdeauna învinge, pentru că este susținut de natura noastră umană. Dar în momentul în care renunțăm să a ne mai lupta cu păcatul, îl abandonăm, noi venim în prezența Domnului Hristos și spunem, Doamne, rezolvă tu această problemă. Este extrem de important ca să avem această consiliere cu Domnul Hristos în fiecare zi, pentru că astea sunt lucruri practice, lucruri simple, dincolo de teoria și de sofismul sau profunzimea teologică a lucrurilor care le cunoaștem a fi adevăr. Deci un om care este în pace cu Dumnezeu și cu semenii lui nu poate fi făcut mizerabil. Se întâmplă adeseori, dragii mei prieteni, că avem în laboratorul minții noastre, un obicei și anume acela de a vorbi înainte de a gândi. Știți pe marele nostru Petru, unul dintre ucenicii Domnului Hristos, vorbereț din fire, colerica, tip de personalitate, vorbea și apoi se gândea dacă ce-a vorbit a fost bine sau nu. Mă identific cu acest individ, noi cei care vorbim foarte mult ne asumăm adeseori riscul de a face multe greșeli și de aceea suntem taxați adeseori în mod legitim pe platformele uh, acestea virtuale uh, de către oameni care ascultă cu atenție profunzimea gândurilor noastre și cu mai mult sau mai puțină politețe oamenii ne corectează pe drept cuvânt, nu? De ce pentru că în vorbirea multă, greșelile nu lipsesc. De aceea, dragii mei prieteni, suntem expuși la a greși, dar ceea ce este foarte important este ca să renunțăm a mai lăsa inima să conducă mintea. Domnul Hristos ne-a spus că, în mod normal, emoțiile ar trebui să fie produsul gândurilor noastre, nu invers. Se poate întâmpla și invers, într-adevăr, când emoția este atât de puternică încât poate influența producerea unui gând pe bază emoțională. Ioan punea întrebarea cum ați putea voi să spuneți lucruri bune când voi sunteți răi, căci din prisosul inimii vorbește gura. Dragii mei, prieteni, noi nu putem să producem binele de la noi înșine pentru că natura umană este de partea păcatului, nu de partea lui Dumnezeu. În momentul în care noi acceptăm o, asocia, o asociere mentală, noi acceptăm pe Domnul Hristos în mintea noastră, din punct de vedere intelectual, începe războiul. Războiul între mine și mine. Când vedeți oameni care se ceartă în biserică, să știți că ea n-au început încă războiul între mine și mine. Ei se ceartă cu alții pentru că își dau seama... Că e mult mai ușor să te cerți cu alții, să-i corectezi pe alții, să-i faultezi pe alții, să-i etichetezi pe alții decât să intri în grădina ta de zarzavat și să-ți dai seama cât șoricei îți mănâncă rădăcinile. De aceea, eu cred că în lupta aceasta în care am intrat de multă vreme, că procesul schimbării caracterului nostru este un proces de viață, din uh, momentul acesta vreau să spun că avem o luptă interioară cu noi și suntem atât de preocupați de această luptă interioară că parcă nu mai avem timp să arăm în grădina altora sau cu juncana altuia. Arăm cu juncana jucana noastră. Ne preocupă starea noastră de spirit, vom fi mai puțin atenți. La detaliile de caracter a celor din jur, pentru că preocuparea mea este să ajung în împărăția lui Dumnezeu, să ajung acolo cu Domnul Hristos, să petreci veșnicia împreună cu El. Cel mai mare dușman al meu este propria mea imperfecțiune de caracter, propria mea necurățire de minte, de suflet, de inimă. De aceea, focusul sau uh, punctul meu esențial de concentrare este acela de a-L sluji pe Domnul Isus Hristos. Deci punctul acesta din Matei 12 cu 34 este foarte clar. Nu încercați să vă luptați cu giganții pentru că giganții au galerie mare la stadion și natura umană este cea care ajută păcatul, nu te ajută pe tine. Din nefericire suntem sclavi pentru că noi, acolo în Eden, am pierdut puterea de voință. Iar această putere de voință este recuperată numai prin faptul că mergem din nou în laboratorul lui Dumnezeu, acolo în rugăciune, unde vorbim cu Domnul Hristos și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu Mângâietorul, ne face, ne, ne face cunoscute toate asperitățile noastre de caracter, toate problemele noastre pe care trebuie să le rezolvăm, toate defectele noastre de caracter și ce credeți după ce plecăm din rugăciune. Există aer mai curat? în camera noastră decât înainte de a veni rugăciune. Toxicitatea caracterului este emanația unei gândiri vitriolice, unei gândiri negative care poate fi schimbată de Domnul Hristos prin acest uh, extraordinar proces care se cheamă rugăciunea, comuniunea cu Dumnezeu. Eu vorbesc cu Dumnezeu în rugăciune și după aceea când citesc Cuvântul lui Dumnezeu Dumnezeu îmi vorbește mie și bineînțeles ca procesul de curățire. Totul este curat pentru cei, curat, uh, cei curați uh, Necesită ambele variante, dus-întors. Mă duc la Dumnezeu, îi vorbesc eu, după aia vine Dumnezeu și îmi vorbește mie prin Cuvânt. Acest dus-întors, această rugăciune și studierea Cuvântului, asociată cu postul și rugăciunea, bineînțeles că va produce noi schimbări pe care le vor observa foarte bine și foarte repede alții, dar nu vor, nu vor fi notabile mie. Cu cât ne apropiem mai mult de Domnul Hristos cu atât ne vom vedea mai nevrednici, mai mizerabili, mai detestați într-o situație deplorabilă, dar alții cei din jur vor observa schimbări extraordinare, schimbări majore, schimbări care unii le pot chiar și pofti. Doresc sau poftesc ca să fie, dragii mei prieteni, doresc ca să ai pe ceea ce ai tu, acea experiență de viață cu Dumnezeu este dorită în mod tăcut în Sufletul multor multora dintre cei care te privesc și își spun în mintea lor, bă, mi-aș dori și eu să am ce are ăsta. Vreau și eu aia. Nu știu să definească ce este aia, dar acea experiența ta vie cu Domnul Hristos, acea detoxificare graduală, permanentă, zilnică, în Laboratorul lui Dumnezeu, când te duci în rugăciune, este ceea ce. Oxigenează aerul, îl face curat, iar tu, când ești din rugăciune, aduci cu tine o atmosferă extraordinară, o atmosferă pe care o doresc, o poftesc și alții. Nu-și explică fenomenul, dar doresc în mod normal să fie ucenici ai tăi. De aceea, Domnul Hristos spunea: Iată, mergeți în uh, lumea aceasta și faceți ucenici în toată lumea. Ucenicul nu este un parazit, ucenicul este un muncitor al Domnului Hristos, o expresie, un cărăuș al atmosferei cerului oriunde se duce. Ucenicul este cel care face reclamă prin propriul caracter Domnului Isus Hristos, omul care l-a văzut pe Hristos și nu mai poate de fericire, el nu poate tăcea, el nu poate să-și păstreze uh, acea bucurie, să sufoce acea bucurie a întâlnirii cu Domnul Hristos și se duce și împânzește atmosfera cerului peste tot. Bineînțeles că societatea noastră va fi întotdeauna polarizată de bine și rău, dar noi trebuie să facem parte din uh, Zona pozitivă, din zona soluției și nu din zona problemei. Așa că, dragii mei prieteni, trebuie să înțelegem că stresul de multe ori, este perceput ca un fenomen devastator, distrugător de fericire. Nu, dragii mei, stresul nu distruge calitatea vieții. Maniera în care, sau modul în care noi reacționăm la stres este cea care face diferența. În realitate, noi nu putem fugi de stres. Stresul este peste tot, permanent, tot timpul, pentru că trăim într-o lume în întunericului. Așa că nu puteți găsi un elixir, o imagine, o insulă în care stresul nu există pentru că, vezi, Măre Doamne, ai părăsit lumea păcatului. Poate fi natura, vorbesc de o insulă în care ești tu și Dumnezeu. Să știți că și acolo, dacă nu ai o relație cu Domnul Hristos, tăcerea, liniștea, poate să se transforme în ceva foarte negativ pentru noi. Pentru că omul a fost făcut să nu fie singur și a fost făcut să comunice. În momentul în care omul nu se roagă lui Dumnezeu și nu are o părtășie cu Domnul Hristos, sigur că insula devine un blestem. De aceea Ioan, pe insula Patmos, chiar dacă a fost izolat de civilizația și cultura și dinamica Imperiului Roman, acolo, pe insula Pastmos, Do -ă, Ioan și-a găsit bucuria și fericirea, a refulat împărtășie cu Domnul Hristos, prietenul său cel mai bun, și de aceea a fost binecuvântat cu revelația Apocalipsei. Mai există o problemă care ne ajută să ne împiedicăm în problemele vieții și anume, domnule, curiozitatea. Trăim în viața altora. Noi suntem un Intrus în viața altor indivizi. Viața noastră ne plictisește, viața noastră este boring, deci nu găsim nimic detalii fascinante să vorbim despre noi și atunci vorbim despre alții. Și atunci stimulăm un element care, aparent, e nevinovat: curiozitatea. Curiozitatea, dacă este nestinsită, poate să producă foarte multe probleme. Spre exemplu, în Ioan, capitolul 21, versetul 20, ni se spune că Petru nu mai putea de curiozitate cu privire la viitorul lui Ioan. Dar cu ăsta ce? Va fi. Observați, acest verset din Ioan 21 cu 20 ne spune, în realitate, că cel mai bătrân ucenic era interesat de destinul celui mai tânăr ucenic. Așa a fost întotdeauna. Acest gap între generații, această prăpastie între generații, chiar și în biserică. Îi vezi pe oameni în vârstă că sunt interesați de viitorul celor tineri și aceasta poate să fie un lucru bun. Dar dacă cei în vârstă sunt interesați de destinul sau viitorul tinerului pentru că sunt plictisiți ei de viață, atunci cei în vârstă încep să producă un obiect de critică împotriva celor tineri. De ce? Pentru că ei au avut șansa lor, au avut viața înainte și bineînțeles că n-au putut să schimbe multe în viața aceasta, Așa că la o anumită vârstă ajungi la părerea, bă, dacă ne-am schimbat noi lucrurile în bine în biserică, măcar generația de după noi să vină și să o schimbe în bine. Problema este că de multe ori noi nu avem încredere că generația care vine după noi este mai pregătită decât noi ca să producă binele, să producă acea mare schimbare, mare așteptată schimbare în Biserica Dumnezeu spre bine ca să fie finalmente sigilată Biserica poporul, oamenii și să se întoarcă Domnul Hristos și să ne ducă într-o lume mai bună. Dar să ne întoarcem la text. Petru s-a întors și a văzut venind după ei pe ucenici pe care îi iubea Iisus. Acela care la cilă se rezemase de, pe pieptul lui Iisus zisese, Doamne, cine este cel ce te vinde? E, Petru l-a văzut pe Ioan într-o relație cât se poate de cordială cu Domnul Hristos, pe undeva se simțea prost. Bine mă, dar pe mine nu mă bagi în seamă. Domnul Hristos bagă în seamă pe toți cei care vin la el. Problema este că Petru întotdeauna avea stilistica lui de viață și probabil că datorită vârstei pretindea mai mult respect din partea celorlalți ucenici și în consecință se ținea un pic mai departe de Domnul. În următorul verset, 21, ni se spune, Petru s-a uitat la el, adică la Ioan, și a zis, Doamne, dar cu acesta ce va fi? Nu mai putea el, Petru, de curiozitate, în loc să se întrebe dacă cu mine ce o să fie, Doamne, care este viitorul meu, Petru era interesat de asta. Curiozitatea nesfințită poate să fie generată de faptul că mintea noastră nu este curată. Totul este curat pentru cei curați. Corect? Dar pentru cei necurați, nimic nu este curat. Deci, întotdeauna, cei omul care are mintea necurată, investigează, el pune la îndoială toate lucrurile. E adevărat că Apostolul Pavel ne spune, cercetați toate lucrurile și luați ce este bun. Dar asta nu înseamnă că trebuie să o facem cu minte coruptă și să ajungem să aruncăm toată Biblia pe geam pe către, pentru că nimic nu este bun și Biblia este o, o carte plină de contradicții sau expresii de genul ăsta care am văzut-o produsă sau făcută de atei care au crezut cândva în scriptură. Doamne, cu acesta ce va fi? Observați curiozitatea care îl face pe om să pună întrebări cu privire la universul, la viitorul altui, altui individ Acum, bineînțeles că Domnul Hristos spune, auzi, ar trebui să fii interesat de viitorul tău Bineînțeles că Domnul Hristos, la venea potrivită, împărtășește câteva gânduri cu Petru Petru, va veni și ziua ta Bine, în răspunsul Domnului Hristos cu privire la Ioan, Și dacă eu vreau ca acesta să fie până la venirea mea, care e problema ta? Adică, sigur că Ioan ar fi murit în anul 98, secolul întâi după Hristos, după ce a scris cartea Apocalipsei, după unii, poate că a fost înălțat la cer, n-a murit niciodată. Bine, nu avem variante sau dovezi în sensul ăsta, nici de o parte, nici de alta. Ideea este că Domnul Hristos a făcut o declarație. Dacă eu vreau ca acesta să trăiască, dacă acesta să rămână până la venirea mea, care e problema ta? Mai târziu, pentru omul care îi plăcea să noate în, în piscina sau în bazinul vecinului, omul este, omul Petru este confruntat și el de Domnul Hristos. Mântuitorul n-a spus despre viitorul oamenilor ceva revelator atunci când oamenii nu erau într-o într stare emoțională corespunzătoare. Adică m-a pris într-o pasă, într-un puseu emoțional și mi-a spus-o exact atunci când nu a trebuit. Frate, dacă mai așteptai o zi, când aveam și eu, eram și eu în toane mai bune, atunci, dacă mi-ai fi spus-o, poate că aș fi luat-o altfel. Observați, Domnul Hristos cunoaște chimia gândirii individului. Domnul Hristos nu numai că ne cunoaște maniera în care gândim, dar Domnul Hristos cunoaște și starea noastră emoțională. El ne simte când suntem într-o stare emoțională toxică, negativă sau într-una pozitivă. Mai prins sunt toane bune. O, oh, ce bine! Iată că l-a prins Domnul Hristos pe Petru în toane bune și a spus, Petru, erai mai ieri, erai interesat de viitorul lui Ioan, dar a venit vremea să stăm un pic de vorbă și să spun viitorul tău. Petru, care din natură era foarte curios să știe el totul despre toate. Ați observat oameni în bisericile creștine care nu se pot odihni dacă nu sunt ei în poziția primei, primei știri. Petru era pe alte meridiane, însă lipsea din meridianele lui. Nu se putea găsi acasă, nu se simțea bine acasă. Și atunci pe Petru prefera să petreacă în viața și meridianele altor oameni. Acum Domnul Hristos l-a adus un pic acasă și a spus Petru, va veni vremea când nu te vei mai putea încălța singur. Vei îmbătrâni. Va veni vremea când alții te vor încălța, alții te vor înlega, îmbrăca, alții îți vor pune brâul și te vor duce la un loc unde nu te simți cel mai bine. Te vor duce într-o direcție unde tu nu te simți corespunzător. Bineînțeles că Domnul Hristos, într-un mod extrem de manierat, îi povestește lui Petru viitorul său, că va muri la Roma, nu? Așa cum se spune în tradiție, ci că ar fi murit crucificat, dar cu picioarele în jos, pentru că cererea lui Petru a fost ca atare. Însă, oricum ai dau că a murit crucificat cu picioarele în sus, sau cu capul în jos ca să fiu mai politicos dacă a murit Petru Crucificat cu capul în jos sau nu este mai puțin relevant, ceea ce este relevant este cuvântul în care Domnul Hristos îi spune mă vei urma pe mine la cruce că ai spus tu că îți vei da viața pentru mine, chiar dacă toți vor fugi tu nu vei fugi, îți dau permisiunea să, -ți, să te ții de cuvânt și Domnul Hristos îi spune pentru că tu însuți ai rostit un destin asupra ta pe care nu l-am pus asupra capului tău prin nicio revelație acum îți dau Posibilitatea ca să te ții de cuvânt și să rămâi în istorie un om cu minte curată și cu inimă curată. Să rămâi în istorie un om cu reputație care poate fi crezut, pentru că Petru adeseori spunea un lucru astăzi și renunța la el a doua zi. Caracterul coleric, în genere, vorbește întâi și apoi analizează dacă expresia cuvintelor a fost corespunzătoare sau nu. Deci în această idee aș vrea să spun, când Petru i-a spus vestea, când Petru a primit vestea de la Domnul Hristos cu privire la Ioan, că Ioan nu o să moară niciodată. Ce ziceți? Petru s-a bucurat de vestea bună că Ioan nu moare. Așa a zis Domnul. Bine, sunt loc pe interpretări. Nu la asta mă refer. Să tragem acum, să spânzurăm pe aia care cred că Ioan a murit sau Versus cei care au spus sau au crezut că Ioan nu va muri niciodată Ideea este că înțelegerea, la prima instanță, e că Ioan nu va muri niciodată Spuneți-mi bine, noi în natura noastră ne bucurăm de vești bune? Dumneavoastră veți replica și veți spune Depinde veștile bune de unde vin și la cui se aplică Dacă îmi spui vești bune despre mine, sigur că mă bucur Dar întrebarea cheie este Ne bucurăm noi de veștile bune care se aplică altora? Când alții sunt vorbiți de bine, când alții uh, primesc vești bune, când vezi că alții progresează în viață, se dezvoltă economic, au mai mult ca tine, trăiesc o viață detașată, au concedii, au fericire, soția sau bărbatul acelui individ e mai bun decât soția și bărbatul tău, când vezi că ei se împacă în timp te tu ce, ce tu te cerți cu partenerul de viață, când copiii tăi nu ascultă în timp ce copiii altora ascultă și merg pe calea credinței, cum ne raportăm noi la binele altora? Cum ne raportăm noi la veștile bune care sunt oferite altora? Ne bucurăm noi de binele altora sau ne întristăm și chiar ne agasăm? Aici este o chestiune foarte interesantă. Ne bucurăm noi când auzim o veste bună? Depinde despre cine, nu? Dacă o veste este bună și se aplică altora, sigur că avem tendința de a spune, a, e o exagerare, domnule. Sunt oameni care își exprimă în mod pozitiv mulțumirea față de Dumnezeu pentru locul de muncă, pentru un salariu corespunzător, pentru o relație cordială în familie, pentru o relație bună cu părinții, cu prietenii, cu oamenii. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru natură, pentru apă, pentru sănătate și îi vezi tot timpul bucuroși. În timp ce cei necurați, întotdeauna suspectează, infiltrează, injectează dubii cu privire la ale exagerează, doamne, lasă-mă în pace cu textele astea, că doar trăi și eu în aceeași lume. Îi vezi pe oameni, practică nu se bucură de binele altora. Așa cum nici Petru nu s-a bucurat de binele pe care l-a văzut la Ioan. Mă, sigur că e legitim în momentul în care Domnul Hristos i-a spus, Va veni vremea Petru, acum mai spune vestea bună despre el. Întrebarea este ce a spus Domnul Hristos lui Petru, era o veste bună sau o veste pentru el. Că de data asta nu mai vorbește de Ioan. Petru se concentrează uh, asupra declarației pe care Domnul Hristos o face și uh, zâmbește, nu? Zâmbește și spune va veni vremea când uh, nu te va mai putea apleca să te încalți. Alții îți vor lega încălțămintea va veni vremea când nu vei putea nici să spui brâul în jurul, în jurul trupului tău. Alții te vor îmbrăca și alții îți vor pune brâul. Și va veni vremea când te vor duce unde nu vrei să mergi. Natura umană se dă înapoi de la sacrificiul suprem. Și vezi, spune, vedeți, Petru n-a fost pregătit să de, pentru viață, pentru sacrificiul suprem, pentru că nu l-a încântat crucificarea la Roma. Stați o secundă, nu judecați pe Petru așa de aspru. Dar Domnul Hristos, când a fost înghețimani, s-a bucurat că mergea pe cruce? De câte ori s-a rugat lui Ceresc leapă de paharul acesta de la mine, totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. De aceea, dragii mei prieteni, Mântuitorul nostru ne-a fost o, o pildă în putere, în demnitate, în virtuți și Domnul Hristos ne-a fost o pildă și în slăbiciuni. Iisus, Domnul nostru Iisus Hristos, n-a fost uh, ferit de slăbiciuni, nu? Dar în slăbiciune ne-a dat și acolo o pildă când el tremura și când noi tremurăm să zicem, Doamne, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Dacă e voia ta, Doamne, le apă de paharul acesta de la mine, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Dacă legenda că Petru a fi fost crucificat cu capul în jos este adevărată, atunci a mie mi se pare că Petru s-a autodepășit și acolo, la cruce, în Roma, el ar fi cerut cu mare demnitate să fie crucificat cu Capulejos, A fi crucificat ca a Domnului ar fi fost o onoare prea mare. Însă, ce este interesant, dacă vă aduceți aminte, curiozitatea aceasta, uneori sfințită, alteori nesfințită, întotdeauna are, produce probleme omului. Mă duc puțin mai departe în Vechiul Testament la Daniel, unde se spune: Du-te Daniele, căci cuvintele acestea vor fi ascunse și pecetluite până la vremea sfârșitului. Bineînțeles că Daniel întreba pe Înger, Doamne, dar ce se va întâmpla cu privire la vremurile sfârșitului? Versetul anterior. Așa să contextul. Daniel era curios să știe viitorul. Un viitor care oricum nu-l putea digera, era prea complex, prea complicat pentru el și a spus Daniel, de ce vrei să-ți amărăști tu viața să știi lucruri care te vor îngreuia și te vor omorâ? Noi oamenii nu putem să ducem pe umerii noștri toată complexitatea planului de mântuire, toată complexitatea dinamicii vieții și a viitorului uman. Ăsta este doar Dumnezeu. Atunci când noi Dorim ca să cunoaștem lucruri pe care Dumnezeu, din motive strict legitime, nu ni le-a revelat, atunci noi cerem lui Dumnezeu, împotriva voinței sale, ca să ne pună pe, pe, pe umerii noștri o povară care nu o să ne facă bine. Și atunci, Domnul, în caracterul lui bine cunoscut, ai mă, Daniel, tu te măște, culcă-mă, mă, de ce vrei tu să știi lucrurile astea care nu-ți fac bine? Du-te, te, te odihnește, cuvintele acestea vor fi ascunse de tine, o să vină o vreme când o să le înțelegi, când vei învia. Și pecetluiește această taină până la vremea sfârșitului. Deci, de ce suntem noi înclinați să credem mai mult veștile bune decât veștile rele? Pentru că este reflecția caracterului nostru. E natura noastră să reflectăm negativismul, toxicitatea gândirii noastre și a altora. Vă aduceți aminte Natalael, un om sincer, un om de calitate, un om despre care Domnul Hristos uh, spunea că iată, uh, iată un israelit în care nu există vicleșug. Deci Domnul Hristos a dat-o de... O, Recomandare bună lui Natanael și Natanael totuși avea gândirea aceasta, poate ieși ceva bun din Nazaret? Omul care își pierde credința, își pierde speranța, devine toxic, devine morbid, devine negativ, nu mai crede nimic, nu mai vede nimic strălucitor. Dincolo de capătul tunelului, Ioan 1 cu 46, poate ieși ceva bun din Nazaret? Filip nu s-a apucat... Uh, să-l convingă pe un om morbid, un om toxic, un om uh, tăbăcit de descurajare, să-i îl convingă. Dumnezeu, vino și vezi. Natanael, leacul pentru boala ta e doar acolo. Dacă eu mă apuc să-ți dau medicamente acum, Natanael, pentru această super neîncredere a ta, dacă eu mă apuc să tratez această această prejudecată a minții tale nu o să reucesc. Singurul care poate să îți ce boala de care suferă tu, Natanael, este acela. Vino și vezi. Așa că atunci când aveți de-a face cu sceptici, oameni care nu mai cred în nimic și în nimeni, nu mai cred în valorile binelui, a, mă lasă, măcar i-am văzut pe toți, îi știu pe toți, bă, bă, toți o apă și un pământ, nu mai spune mie, trebuie să vinți ca să la grădinar. Ați auzit înțelepciunea, acel guru, acea extraordinară, absoluti, acel absolutism deosebit al indivizilor care sunt sătui de tot ce au văzut în viață, mai mult sau mai puțin legitimă atitudinea lor? Totuși, acești oameni au vindecare numai la Domnul Hristos. Nu încerca să-i convingeți că Dumnezeu, societatea, binele, realitatea este alta decât cea pe care o percepie, că nu veți putea uh, să îi schimbați sau să le schimbați modul sau starea de percepție. Puteți să spuneți ca Filip, vino și vezi. La Domnul Hristos totul are rezolvare. De aceea, dragii mei prieteni, totul este curat pentru cei curați, pentru cei necurați și necredincioși, nimic nu este curat până și mintea și cugetul le sunt spurcate. Acum mergem un pas mai departe, știți că am avut un subiect pe vremuri, și care ați fost prezenți pe calea undelor, în în vremea aceea, teză și antiteză. Vorbeam noi despre vești bune, vești proaste în contextul Israelului, care fusese în situația de a asculta veștile spionilor de la care a fost să vadă, mă rog, țara Cananului. Deci ideea este că ce trădează Curăția sau necurăția mea sau a ta sau a noastră? Care este acel element care trădează că sunt un om curat sau sunt un om necurat? Că am inima curată sau -am, am inima necurată? Ceea ce trădează este următorul fapt, dragii mei prieteni, fapt. Vestea bună este crezută, vestea rea este respinsă. Suntem ușori la a crede vestea bună și greu ne pornim să credem o veste rea. Asta este ceea ce arată că noi suntem pe calea bună sau pe calea rea. Când întotdeauna punem mâna pe telefon și petrecem ore interminabile în a asculta bârfă și lucruri mizerabile despre alții, și ne bucurăm în culisele inimii noastre despre veștile rele, despre catastrofa vieții umane în genere, asta înseamnă că mintea noastră se complace în murlăria altora și ne place să ascultăm acele vești mizerabile, ne place să stăm în ele, să dohnim în acea, în acea fermentare socială a mizeriei umane. Dar dacă suntem grei la a atunci când cineva te sună, băi, ai auzit ce s-a întâmplat cu vai de mine, fii atent, ce răi sunt, ce au făcut cu tare, tu s-o tai din start. Haide să ne rugăm frate sau soră, haide să ne rugăm pentru această persoană, să vezi cum le piere cheful imediat ca să mai vorbească ceva rău de alții cu tine. Deci, ideea în sine, dragul meu prieten, cred că este bine ca noi să facem să fim relaxanți a privi veștile rele și să fim foarte pozitivi atunci când avem de-a face cu vești, rele, vești bune. Să alergăm să credem veștile bune și să respingem sau să avem dubii în a crede veștile rele. De fapt, Evanghelia este sursa veștilor bune, nu? Evangelios. Deci vestea cea bună, care este întotdeauna percepută și primită de o gândire pozitivă, o gândire cu credință în Dumnezeu și, bineînțeles, antievanghelie. Care este sursa veștilor rele și care produc întotdeauna dezastrul și toxicitatea ființei umane? Mai este o chestiune foarte interesantă. Dacă veștile bune despre alții mă întristează, în timp ce veștile rele mă bucură, aceasta este indicarea spre o gândire toxică. Dacă veștile bune mă bucură, atunci înseamnă că am mintea curată, că mă bucur de cei din jurul meu, mă bucur să-ți meargă ție bine, frate, vai ce bine ți-a mers, ce mă bucur, Domnul să fie slăvit, o, oh, frate, și să vezi ce m-a binecuvântat Dumnezeu cu asta, cu asta, cu asta, ce minunat, frate, că te-a binecuvântat Dumnezeu cu asta. Aceasta este gândirea curată, gândirea pozitivă, gândirea individului care nu se întristează de binele sau prosperitatea celui din jur. Dar de obicei ne, cam pică, ne pică cu tronc în ghilimele spus atunci când vedem binele din jurul celor care sunt, trăiesc și ne întrebăm, bă, pe mine de ce mă ocolește binele? -mă? În vorba românească, oamenii spun, a, pe mine m-a ocolit norocul, nu eram acasă când s-a împărțit norocul. Și până la urmă, vă duceți aminte de Luca, capitolul 15, femeia din Scriptură, care reprezintă Biserica lui Hristos și care pierde din 10 talanți 1, pierde sabatul pe drum și așa mai departe, porunca patra, care s-a pus, pus pierdută pe, peste veacuri. Uh, nu? Ea caută, aprinde lumina, caută cu băgare de seamă și la un moment dat spune că găsește talentul pierdut și se duce să spună vecinelor lor, adică altor biserici, cât de fericită ea că a găsit talentul pierdut. Întrebare, ce cred Vedeți, vecinele ei s-au bucurat împreună cu ea. Când a zis ea, haideți bucurați-vă împreună că am găsit talentul care a fost pierdut și l-am găsit. S-au bucurat vecinele sau nu? Astăzi când noi predicăm despre acest leu sau talent sau, mă rog, care a fost regăsită, când ne bucurăm de aceasta, credem noi cu adevărat în convertirea oamenilor? Vă ceți aminte de Caleb și Osua care au venit cu vești bune, nu? Dar ceilalți 10 au venit cu vești negative. Dragii mei prieteni, sunt ferm convins că în mod natural, firesc, noi percepem viața prin prisma propriului nostru caracter. Ca să concluzionez tema din această seară, dacă eu sunt hoț, percep sau percepția mea despre lumea înconjurătoare este că toată lumea care mă înconjoară este un potențial hoț, un potențial risc care atentează la portofelul meu. Totul este curat pentru cei curați. Dar pentru cel necurat, nimic nu este curat. Hai mă, lasă-mă cu textele astea, le știu pe toate, bă, bă, mie îmi spui. Deci observăm guru, oameni care sunt... Au, au terminat Universitatea Răului și care s-au licențiat și au doctorate în bârfă, în rău, în scepticism, în a introduce și dinamita orice formă bună de gândire, orice idee nobilă, ei pun o dinamită, pun o îndoială asupra ei și spune, lasă-mă, mă, nu cred, bă, băi, și cum s-a bucăit ăla, s-a la Dumnezeu, nu, trebuie să fie ceva meschin, trebuie să fie ceva utopic acolo. Uh, vă faceți aminte, tipul ăsta de totul este curat pentru cei curați și, uh, iar pentru cei necurați nimic nu este curat, vă aceți aminte de lupta aia, Iov și Dumnezeu, vine vine martorul, vine ăla care nu are mintea curată și spune, hai las, nu l-ai protejat tu pe Iov, nu i-ai pus tu toate oile, totul a fost cu tare, frumos, l-ai protejat, l-ai păstrat, de -aia a fost credincios. Dar eu știu că Iov e un egoist ca așa e natura umană. Nu, nu mi-l arunca pe Iov în față, că nu e pocăit Iov. De câte ori ne-am auzit expresia asta reiterată de frații noștri din biserică și din afara bisericii, oameni cu care ne întâlnim exact citându-l pe diavolul. Piele pentru piele, domnule. Ia, lasă-mă să mă ating de pielea lui și hai să vezi cum îi schimbă paradigma de viață și vocabularul lui în relația, în retorica lui față de cei din jur și față de tine, se schimbă. Lasă-mă să mă ating de pielea lui. Nu cred în pocăința lui. Observați cinismul, această îndoială care se pune uh, la temelia fiecare acțiune bune. Totul este curat pentru cei curați, dar pentru cei necurați nimic nu e curat. De aceea, Lucifer... În cartea lui Iov este perceput de Dumnezeu exact așa. Totul este curat pentru cei curați. Lucifer percepe pe Iov prin prisma propriului său caracter. E rău ca mine, minte ca mine, e egoist ca mine. Lucifer, de fapt, îl descrie pe Iov. După nota de, nota de plată pe care o descrie Dumnezeu față de el, Lucifer când descrie pe Iov, de fapt se descrie în mod inconștient pe sine însuși. Așa că at, când avem de a face cu acești corifei care sunt experți ai răului, care știu totul și știu să pună virgula, să o mute virgula, unde, cum și când vor ei, să nu creadă în biruința binelui, să nu creadă în eficiența binelui, să nu mai fie capabil să creadă în ceva bun, aceștia de fapt sunt, se descriu pe ei ei înșiși, așa sunt ei, percep realitatea prin propria lor uh, viață și prin propriul lor caracter. De aceea, dragii mei prieteni, cred în această seară că e foarte bine să merităm și întotdeauna să mergem în laboratorul de detoxificare uh, a lui Dumnezeu. Să mergem acolo, să ne examinăm pe noi și fiecare gând rău care l-am produs noi sau implantat de alții prin influențe uh, stelare, ca să zic în ghilimele, așa, uh, în laboratorul Dumnezeu aceste influențe pot fi eliminate. Rugăciunea este locul tainic în care Ducul lui Dumnezeu, mângăietorul, ne va scoate din minte, ne va purifica uh, acest laborator, această fabrică a minții, pentru că creierul este uh, dat de noi, de Dumnezeu nouă, ca să-l formatăm pentru cer din nefericire, natura umană l-a infectat și avem multe de dezvățat și multe lucruri frumoase de învățat. Fie ca bunul tată din cerul să ne ajute în această seară să trăim toate conexiile cu răul, să trăim toate limbile de telefon în care știm că suntem implicați în toxicitatea bârfei și să ne conectăm la rugăciune, să ne conectăm la acel extraordinar caracter care ne zâmbește în toate circumstanțele, Domnul nostru Iisus. Ah, cât de mult îl iubesc și mi-e dor de El, niciodată nu m-a refuzat. Chiar după ce l-am supărat, chiar după ce am ezitat să mă întorc în rugăciune să vorbesc câteva lucruri cu El, pentru că simțeam că l-am supărat pentru o vorbă, o faptă cu tare, totuși am zis, mă îndrăznesc, mă îndrăznesc și de data asta, chiar dacă am făcut-o de oaie, cum zice românul, mă duc înapoi la Domnul Hristos și... Neavând curajul să-l privesc în ochi, îi spun, Doamne, vreau să mai povestesc o dată cu tine, crezând că, vezi măre, Doamne, Domnul Hristos a fost luat prin surprindere de păcatul meu. Nu, dragii mei. El știa de înainte toate păcatele care o să le fac eu sau o să le faci tu. Când păcătuim sau facem lucrurile rele, nu luăm pe Dumnezeu prin surprindere. El știe totul de la început. Așa că nu te intimida de faptul că, vai de mine, l-ai surprins. Și Dumnezeu zice, vai, Livile, ce mai dezamăgit, vai, dar cum ai putut să faci așa ceva? Păi, dar Dumnezeu știe totul, el la el elementul surpriză nu există. El știe din ce să suntem noi făcuți, care ne sunt mădularele. Așa că, dragii mei prieteni, când greșim sau facem parte din problemă și nu pare din soluție, să avem curaj să mergem înapoi în laboratorul Dumnezeu și să ne lăsăm purificați, curățiți, cercetați, investigați, vindecați de influența minunată a prezenței Domnului Hristos și a prezenței Duhului Său Sfânt. Bunul Tată cere să ne binecuvânteze în această seară și să ne dea pacea sa în sabătul acesta minunat să fim într-adevăr acei care ne verificăm noi fiecare să se cerceteze pe sine și așa să se apropie de trupul și de uh, uh, sângele Domnului Hristos. Pentru că în fiecare sabat noi de fapt avem o sfântă cină vorbesc așa în mod cât se poate de uh, metaforic, dacă vreți. În fiecare sabă noi avem Sfânta Cină pentru că Domnul Hristos vine la noi acasă și ne hrănim din pâinea și trupul său, din sângele său, cuvântul său uh, este cuvântul vieții, nu Scriptura, citind Scriptura, rugându-ne, plângând pe umărul lui în fiecare zi, de fapt noi împlinim ceea ce spunea Domnul Hristos. Bunul Tată Ceres să ne ajute, sunteți prietenii mei, dacă respectați sau păziți tot ce v-am poruncit eu să faceți. Bunul Tată Ceres să fie cu noi de acum și în veci. Amin.